Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! Această prezentare se adresează elevilor din clasa a 6-a care au deja o anumită experiență în medii de programare care utilizează blocuri grafice. Cei care doresc să lucreze în mediul blockly au în această imagine adresa URL a site-ului și chiar și un cod QR prin care pot accesa site-ul blockly. Să vedem pe scurt care sunt principalele grupuri de blocuri grafice pentru construirea algoritmilor în blockly. Colecția logic conține structura alternativă if, adaptorul de relații, un constructor de operații logice, colecția loops, care conține structurile repetitive, repeat, repetă de 10 ori, de exemplu. Colecția math, pentru operații și funcții matematice. Colecția text conține, între altele, print, prin care putem să afișăm un mesaj. Construcția prompt for text se poate utiliza pentru a citi o valoare a unei variabile de la tastatură, utilizând blocul set x to prompt for number with message. Și aici putem să afișăm mesajul prin care cerem introducerea unei valori pentru variabila x. Create text with se poate utiliza pentru a concatena, pentru a lega diferite informații care ulterior pot fi afișate pe ecran. De exemplu, suma este și se afișează valoarea, după care putem să mai avem texte în continuare. De exemplu, în acest caz am afișat suma este 25 RON. Colecția variables se utilizează pentru a crea variabilele necesare în algoritm. De exemplu, aici s-a creat variabila account, adică un fel de contor, o variabilă numită count, iar cu ajutorul blocului setCountTo, contorul acesta poate fi setat la o anumită valoare. ChangeCountByUnu va modifica valoarea contorului cu o unitate. Exemple de utilizare a blocurilor blockly. Citiți de la tastatură două numere naturale în variabilele A și B. Calculați, apoi afișați suma și produsul acestora. Definim cele două variabile. Pentru asta alegem colecția variables și executăm create variable A mare, OK. Încă o dată, create variable B mare, OK. Pentru a seta variabila A, ce alegem aici A, la o anumită valoare citită de la tastatură, utilizăm blocul prompt for din colecția text. În variabila A vom introduce o valoare de tip numeric, deci o să alegem în loc de text number aici. Iar aici putem să afișăm mesajul dați valoarea lui A. Pentru a face același lucru în cazul variabilei B, duplicăm blocul utilizat anterior cu click dreapta și duplicate. În felul acesta obținem al doilea bloc în care schimbăm A cu B, deci setăm B la valoarea numerică citită de la tastatură, iar în mesaj înlocuim
A cu B. Deci va trebui să calculăm suma și produsul acestor două valori. Pentru asta o să creăm alte două variabile. Sum, prima variabilă, și a doua, prod, de la produs. Alegem blocul set de la variabile și selectăm sum, adică încercăm să calculăm, să setăm suma. Suma este A plus B. Pentru asta, deci, va trebui să alegem constructorul de operații și avem nevoie de variabilele A și respectiv B. Deci, am setat valoarea variabilei sum la A plus B. O să duplicăm acest bloc și o să setăm la fel prod la A ori, deci de înmulțit cu B. Haideți să afișăm pe ecran rezultatele obținute. Avem în colecția text blocul print. Vom avea de afișat ceva de gen sum egal valoarea calculată. Pentru asta va trebui să concatenăm două elemente și anume avem în colecția text blocul create text with. Prima parte trebuie să fie sum este egal cu, iar a doua parte va fi variabila sum. Tot la fel, o să creăm textul pentru prod și o să alegem variabila prod prin duplicare. Create text with, aici un mesaj, o să scriem prod egal, adică produsul egal, iar de aici alegem variabila prod. Și să vedem acum cum se poate rula întregul program. Dați valoarea lui A. O să pun 15. Ok. Dați valoarea lui B. O să pun 7, de exemplu. Ok. Și apare sum egal 22. Pentru că suma celor două numere precizate, 15 și 7, este într-adevăr 22. Ok. Iar prod este produsul acestor două numere. 15 ori 7 este într-adevăr egal cu 105. În următoarea cerință ni se cere să modificăm programul astfel încât să fie afișată și valoarea A supra B și chiar cu zecimale. Însă dacă B este 0, să se afișeze mesajul eroare, divizor 0. Avem nevoie de blocul logic if. Se face click pe acest buton de setare și se alege else. Acest else se mută în cadrul acestei ferestre mai mici sub if. După care executăm click iarăși pe semnul pentru setare. Pentru a formula condiția logică, apelăm la colecția logic și din cadrul acesteia alegem constructorul de expresii. Dacă valoarea variabilei care se află în variables este egală cu valoarea 0 din colecția math.
Deci dacă B este egal cu 0, am fi putut să alegem mai mare, diferit, egal. Noi avem nevoie de cazul când B este egal cu 0. Pentru acest caz, va trebui să afișăm pe ecran, cu ajutorul blocului print din colecția text, mesajul eroare divizor 0. Pe ramura else construim A supra B împărțirea se notează cu acest semn aici. Și în față mai afișăm textul rezultatul împărțirii este și vom utiliza blocul print și în cadrul acestui bloc vom introduce blocul realizat de noi. Executăm click pe butonul rulare. Dăm valoarea lui A, 9, pentru cea de-a doua variabilă, B, să pun 7, okay. Și suma este 16, într-adevăr 9 plus 7 dă 16, produsul este 63, da? 9 ori 7 este 63, rezultatul împărțirii cu zecimale este 1,28 și cu multe alte zecimale și s-a terminat rularea programului. Să mai rulăm o dată programul pentru a introduce în valoarea 15, dar pentru B valoarea 0. Suma este 15, produsul este 0, da, 15 ori 0 este 0, iar la împărțire apare mesajul eroare divizor 0. Ultima cerință era să vizualizăm programul obținut în limbajele de programare JavaScript, Python și PHP. În partea din dreapta a ferestrei se poate observa varianta acestui program în limbajul selectat, în cazul nostru JavaScript. Să vedem alt limbaj de programare, Python de exemplu, codul programului în PHP. Iată. Am construit un program în Blockly și avem transcrierea sa în JavaScript, în Python și în limbajul PHP. Temă propusă.